Pentru cei care cred că Moș Crăciun există, pentru cele mai de suflet sărbători, iată, vin povestitori. Povești cu Moș Crăciun de la ProTV. Olimpia Melinte, Expresul Polar, de Chris Van Allsburg. În ajunul Crăciunului, cu mulți ani în urmă, stăteam cu minte în pat. Nu mă voiam în așternut. Respiram încet și în tăcere. Pândeam un sunet. Un sunet pe care un prieten îmi spusese că nu aveam să-l aud niciodată. Cel al zurgălăilor de la sania lui Moș Crăciun. Nu există niciun moș, îmi tot spunea prietenul meu, dar știam că se înșală. Mai târziu, în cursul serii, am tot auzit niște sunete, chiar dacă nu erau ale zurgălăilor. De afară, mi-au ajuns la urechi un șuierat de motor cu aburi și un scrâșnet metalic. M-am uitat pe geam și am văzut un tren care încremenise în fața casei mele. Era înfășurat într-un vâl de aburi. Fulgii de zăpadă cădeau ușor în jurul lui. Un conductor stătea în ușa deschisă a vagonului. A scos Dita mai ceasul din buzunarul vestei, după care și-a ridicat privirile spre fereastra mea. Mi-am pus papucii și halatul, am coborât scările tiptil și m-am furișat pe ușa afară. Poftiți în vagoane! A strigat conductorul. M-am apropiat de el în goană. Hai, ce faci? Vii sau nu? M-a întrebat. Unde? L-am întrebat la rândul meu. La Polul Nord, normal, s-a auzit răspunsul lui. Ăsta e Expresul Polar. L-am prins de mâna întinsă și m-a tras în vagon. Trenul era plin de copii, cu toți în pijamale și halate. Am cântat colinde și am mâncat bomboane umplute cu nuga albă ca zăpadă. Am băut cacao caldă și densă ca bucățile de ciocolată topită. Afară, luminile orașelor și ale satelor licăreau în depărtare, pe când Expresul Polar gonea spre miază noapte. În scurt timp, nu s-a mai văzut nicio lumină. Am străbătut păduri reci și întunecoase prin care umblau lupi zvelți și pe unde iepuri cu cozi albe se ascundeau de trenul nostru care despica zgomotos pustietatea tăcută. Am urcat pe munți atât de înalți încât ni se părea că ne putem atinge de lună. Dar Expresul Polar n-a încetinit deloc. Am gonit din ce în ce mai repede, suindu-ne pe piscuri și prăvălindu-ne spre voi de parcă am fi fost într-un montan rus. Munții s-au preschimbat în dealuri, iar dealurile în câmpii acoperite de zăpadă. Am străbătut un pustiu de gheață unde nu creștea nimic. Marea Calotă Polară. În zare au început să se ivească lumini. Ai fi zis că erau luminile unui transatlantic ciudat care naviga pe o mare înghețată. Am ajuns la Polul Nord, a spus conductorul. Polul Nord era un oraș enorm care stătea singur pe acoperișul lumii, plin de fabrici unde se făceau toate jucăriile de Crăciun. La început n-am văzut nici urmă de elf. Se strâng în centrul orașului, ne-a spus conductorul. Acolo o să vină moșul și o să dea primul cadou de Crăciun. Și cine o să primească primul cadou? Am întrebat cu toții. Moșul o să aleagă pe cineva dintre voi, ne-a răspuns. Ia uitați-vă, elfii! A strigat unul dintre copii. Afară erau sute de elfi. Pe măsură ce trenul nostru se apropia de centrul Polului Nord, am tot încetinit până când am ajuns să mergem cu viteza melcului, într-atât de înțesate erau străzile cu ajutoare ale moșului. Când Expresul Polar n-a mai putut să înainteze, ne-am oprit, iar conductorul ne-a lăsat să coborâm. Ne-am croit drum prin mulțime spre marginea unui cerc larg deschis. În fața noastră se afla sania moșului. Renii erau neliniștiți, se ridicau pe picioarele dinapoi și umblau încoace și încolo, făcând să clinchene zurgălăii de argint prinși de hamuri. Era un sunet fermecat, care nu semăna cu nimic din ce auziserăm până atunci. În cealaltă parte a cercului, elfii s-au dat la o parte și s-a ivit Moș Crăciun. Elfii au izbucnit în urale aprinse. Moșul s-a apropiat de noi și, arătând spre mine, a zis:
Ia să-l vedem pe băiețelul ăsta. A sărit în sanie. Conductorul m-a ajutat să mă cațăr. M-am așezat pe genunchii moșului, iar el m-a întrebat: ia spune, ce ți-ai dorit de Crăciun? Știam că aș fi putut să primesc orice cadou la care m-ar fi dus mintea. Însă lucrul pe care mi-l doream cel mai mult nu se afla în traista uriașa moșului. Ceea ce voiam mai mult decât orice altceva era un clopoțel de argint de la sania lui. Când l-am cerut, moșul a zâmbit. Pe urmă, m-a strâns în brațe și a spus unui elf să ia un clopoțel de la hamul unui ren. Elful i l-a aruncat moșului. Acesta s-a ridicat în picioare, ținând clopoțelul deasupra capului și a strigat: primul cadou de Crăciun! Un ceas a bătut de miezul nopții, chiar când elfii au încuvințat prin strigăte. Moșul mi-a înmânat clopoțelul, iar eu l-am pus în buzunarul halatului. Conductorul m-a ajutat să cobor din sanie, moșul și-a strigat renii pe nume și a pocnit din bici. Renii au zbugit-o din loc și s-au ridicat în aer. Moșul s-a învârtit odată deasupra noastră, după care a dispărut în nesfârșitul cerului întunecat și rece de la pol. De îndată ce ne-am urcat la loc în Expresul Polar, ceilalți copii mi-au cerut să le arăt clopoțelul. Am vărât mâna în buzunar, dar singurul lucru pe care l-am simțit cu degetele a fost o gaură. Pierduse în clopoțelul de argint de la sania lui Moș Crăciun. Să dăm fuga afară și să-l căutăm, a spus un copil. Însă trenul s-a smucit brusc și s-a pus în mișcare. Ne întorceam acasă. Eram din cale afară de trist din cauza că pierduse în clopoțelul. Când trenul a ajuns la casa mea, m-am despărțit abătut de ceilalți copii. M-am oprit în prag și le-am făcut cu mâna. Conductorul a spus ceva după ce trenul a luat-o iarăși din loc, dar nu l-am auzit. Poftim? Am urlat. Conductorul și-a dus mâinile pâlnie la gură. Crăciun fericit! Mi-a strigat. Expresul Polar a scos un fluierat puternic și s-a îndepărtat în goană. În dimineața de Crăciun, surioara mea Sara și cu mine ne-am deschis cadourile. Și chiar când credeam că le desfăcuserăm pe toate, Sara a mai găsit o cutiuță în spatele bradului. Era scris pe ea numele meu, iar înăuntru se afla clopoțelul de argint. Era și un bilet. L-am găsit pe banchetă. Coase-ți gaura din buzunar, semnat Domnul C. Am scuturat clopoțelul. A scos cel mai frumos sunet pe care surioara mea și cu mine l-auziserăm vreodată. Însă mama a zis: vai, ce păcat! Da, s-a stricat. A încuvințat și tata. Când scuturasem clopoțelul, părinții mei nu auziseră nimic. Cândva, majoritatea prietenilor mei auzeau clinchetul clopoțelului. Însă pe măsură ce au trecut anii, acesta a amuțit pentru urechile lor. Până și Sara și-a dat seama de un Crăciun că nu-i mai aude sunetul gingaș. Deși am îmbătrânit, eu încă aud clopoțelul. Eu și toți cei care cred cu toată ființa. Pentru cei care cred că Moș Crăciun există, pentru cele mai de suflet sărbători, iată, vin povestitori. Povești cu Moș Crăciun de la ProTV.